Lumea intră treptat în anul 2014. Primii care au făcut-o sunt locuitorii din Kiribati. Totuși, atenția mapamondului a fost îndreptată spre următoarele țări care au pășit în noul an. Noua Zeelandă și Australia, iar localnicii din Kiribati nu au marcat evenimentul într-un mod special. Neozeelandezii și australienii nu au făcut economie, în schimb, la șampanie și la focuri de artificii. 4, 3, 2, 1. Peste jumătate de milion de oameni au asistat la spectacolul de anul nou din portul Sydney și nu au fost dezamăgiți. Orașul australian s-a ridicat la înălțimea reputației de care se bucură pentru jocul de artificii perfect pregătit în fiecare an. Practic, pentru acest spectacol vizual, autoritățile din Sydney au aruncat în aer 6 milioane de dolari. E suma pe care au investit-o pentru cele 7 tone de artificii și materiale pirotehnice puse în joc la întâmpinarea lui 2014. Clădirea operei din Sydney și celebrul Barbour Bridge au strălucit în zeci de culori, spre bucuria fanilor puși pe distracție. 500.000 de oameni au ieșit în stradă la Melbourne, iar 50.000 la Canberra. Două ore mai devreme, rețeta pentru distracție sigură fusese deja aplicată la Auckland, în Noua Zeelandă. La aceeași oră își spuneau la mulți ani localnicii din Fiji și Tonga. Cel mai așteptat spectacol rămâne însă cel din Dubai, unde autoritățile vor să doboare recordul mondial pentru cel mai mare număr de artificii care vor lumina cerul, peste 400.000.